Idolul domnișoarelor de la Chișinău și de la București, tânărul care a învățat să cânte la chitară pe YouTube și a devenit popular datorită online-ului, în mare parte, artistul care ne convinge că e ok să nu fie ok. Dacă vă spun Marius Tamatin, mulți dintre voi nu o să se prinde, dar dacă scurtăm numele și îi zic că Mark Stem este în mașinuța la Lacar, atunci totul este clar. Noroc! Salutare! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Noi, efectiv, de un an pe tine te căutăm și te vânăm ca tu să vii la Chișinău și să te plimbi cu noi. Știu, a fost un an, sincer, un pic așa mai greu, mai straniu. Am înțeles că ai avut o pauză necesară, așa cum spuneam în anterior în interviuri, o pauză. Așa e. Tu ai venit aici doar pentru a te întâlni cu prietenii din media sau și acasă, familie, sărbători? În primul rând am venit acasă, că nu am văzut pe mei de mult și maica mea a fost plecată și cumva am zis că obligatoriu. Eu cumva scrâșneam din dinți, eram poate să petrec Revelionul la București, totuși mi s-a stricat și mașina și cumva mi-am pierdut permisul în august și n-am putut să conduc 4 luni de zile, mă rog, mie mi l-a luat pe ți-ai o lună. Ți-ai pierdut sau ți l-a suspendat? suspendat pe o lună. Da, na, a fost pierdut de către organele frumoase ale acestei republici sau organele de peste hotare. Organele frumoase, când duci organele frumoase, mă duci în altă parte. Da, mă rog, na, glumim și noi că trebuie să fim pozitivi, da. Hai să facem un mic stop. Dacă nu aveți planuri pentru weekendul care urmează sau pentru oricare alt weekend, atunci La La Car vine cu o idee minunată. Suntem la Castel Mimi și aici vă puteți caza ca să petreceți un weekend extraordinar. De ce? Pentru că avem cel mai frumos castel cu o istorie minunată, avem o degustație extraordinară de vinuri, restaurantul Bufnița Albă cu bucate delicioase, acolo unde puteți să luați și dejunul, și prânzul, și cina, și să vă cazați mai întâi în unul dintre numerele foarte, foarte faine, cu vedere spre Castel Mimi, ca să savurați diminețile alături de persoana iubită, de ce nu? Da, din tâi, hai să vedem numărul și după care să vedem ce ne oferă restaurantul Bufnița Albă. Știu că scoți un album, abia așteptăm. Mersi mult. Și multă baftă, dar în primul rând noi să nu uităm de ce ne-am adunat aici, pentru că noi și mai cântăm. Cu mai puțin noi, mai mult tu. Tu ești un infractoare, ce-aș vrea să mă omoare, așa cum n-au să facă alții. Cu zâmbete ca gloanțe, țintești în puncte slabe, o marionetă în piesa ta. Te-aș venera și blestema, cum naiba să te scot din mintea mea. Un drog puternic e atingerea ta. Un Al Capone în formă de ea, ucide cu senzoare plaga sa. Rațiunea o respinge, dar inima vrea. Tu al noi, în șoapte și săruturi moi. Tu al noi, doar noi.
început, fain început, faină, faină piesa. Da, mersi foarte mult. E foarte complicat, eu îmi spun, e dublu de complicat când e o piesă faină, când vrei să o cânti și vrei să le dai emoțiile și dai și stai la... Dar nu la stai la sens girator și vrei și trebuie să cedezi și nu știi când să mergi și așa mai departe. Știu că eram și eu cu tine acolo retrăiești, tot da? Ok. Nu. Tu ai grijă de repertoriu, da? Și de răspunsuri la întrebări. Familia Spoială Brothers. A doua familie. Eu am trei. Da. Ai sărbătorit și cu ei? Nu, din păcate nu, dar m-am văzut cu ei nu de mult și am venit cu o șampanie, am stat și am mai vorbit, am discutat un pic de planurile pe care urmează să le realizăm și totul, slavă Domnului, merge bine, toți oamenii sunt bucuroși, încărcați de energie și dornici să facem ceva, știi cum spune lor, să rupem! Să rupem, aha, și să rupem cu Spoială Brothers. Cu Spoială Brothers și cu Global Records, a treia mea familie. Și cu un producător mai nou, da, cu care colaborez și care tot am încercat să-l caut eu pe net. Cine e producătorul ăsta? Ștefan Marin, în numele lui. Ștefan Marin, un prieten foarte drag mie și coleg de breaslă. Producție. Când vorbim despre producție video, ne întoarcem la Chișinău, Spoială Brothers. Spoială Brothers. Exact. Când vine vorba despre un clip video, tu mergi 100% pe mâna lor? Păi da, familia mea. Sau are de spus și Mark Stem în ce ține de vizualizare? Asta în primul rând, păi da. Băieții știu că totul ce facem, tot facem împreună, uh-huh, de la regie până la, mă rog, restul elementelor care ține de un clip, adică eu sunt acolo pe platou cu ei, suntem toți trei un creier întreg și gândim în aceeași direcție. E cumva banală întrebarea și cred că îi prostește să ți-o dau. Că... Cât costă un clip? Nu. Care este clipul tău preferat din alea tale? Doar noi. Ăsta a fost, nu, sincer, clipul care a decurs cel mai organic. Au fost, cred că, cele mai puține investiții, dar oamenii au fost atrași de acest proiect, hai să spunem, nu proiectul Markstam, dar proiectul Doar Noi, cu totuși un proiect separat, piesa, clipul. Cea mai complicată producție sau cel mai greu, ce ți-a fost să filmezi? Cred că primul clip, pe lângă faptul că a fost pentru mine complicat să înțeleg ce se întâmplă și eu trebuie camera și aia în față, tone de spacleofcă pe fază. Prima ta experiență de actor. Hai să zicem da, așa. Da. Uh-huh. Cum spun, eu parcă așa simțeam că în sânge am un pic, adică parcă mi se dă. Dar eram și răcit, aveam angină, uh-huh, și plus pe lângă asta am și filmat afară, zăpadă și eram în șlapi. Și îți dai seama că o mătușelă mă pupa așa era la fiecare secundă. Lăsând la o parte talentul tău artistic, dar Spoială Brothers sunt cei care l-au descoperit sau l-au promovat. M-au descoperit și împreună cu ei am putut, dintr-un vis a unui copil naiv, dar totuși tupeist, să creeze împreună un proiect care, slavă Domnului, uite, cum zic, tămăduiește inimile ascultătorilor care se regăsesc în ceea ce face el. Da, tu te vezi dincolo de cele două țări, România și Moldova. Unde te vezi tu peste 5-10 ani? Uite, o să mă strădui foarte, foarte tare să ajung în America. Dacă o să-mi iasă, o să fiu, cred că, cel mai fericit din lume. Adică, practic, scânteia asta de muzică, uh-huh, de dezvoltare, a venit de la americani, cumva. De la ei am învățat să fiu mai bun, să învăț totuși cum să-mi dezvolt abilitățile vocale, abilitățile de a cânta la chitară și cumva pentru mine e ca și cum m-aș întoarce la o a doua casă, dacă se poate așa de spus, chiar dacă n-a fost niciodată. Crezi tu că la americani sau pe piața americană ar merge exact stilul pe care tu îl abordezi acum, hai să zicem, cu ultimele 3-4 piese? Sau trebuiască să schimb stilul? Nu știu, eu cred că o să trebuiască de făcut un refresh, un update. Oricum, eu deja vreau să-i fac un refresh proiectului, uh-huh, să încerc să experimentez un pic cu alte stiluri, de exemplu, cu un trap mai melancolic. Uh-huh. Cam ăsta o să fie stilul pe care o să-l abordez în albumul pe care vreau să-l lansez. La zidirea soarelui se știe noi muncim din tocmai ne-am ales cu ne-am ales cu Domnul Eminescu, Domnul
picioare. Cântă la nu știam că dorm era de desul. Nu știam că doi era mi-o furare. Cu străveca și frumoasa țară. Apropo, în ziua în care se filmează La La Car, 15 ianuarie, de fapt, e ziua în care s-a născut Eminescu. Eu nu știu dacă a fost coincidență sau nu, că tu ai ales piesa asta. Cred că coincidență, nu știu, dar e o coincidență frumoasă. Eu, sincer, din păcate, mulți uită că Doina și Onal de Teodorovici au luptat pentru limba noastră împreună de alți mari poeți și interpreți și chiar mi-aș fi dorit să nu uite nimeni de asta, mai ales că maica mea mi-a povestit cum era gravidă cu fratele meu mai mare, care e mai mare cu 8 ani, în 1989, stăteam în Piața Marii Adunării Naționale și cântam împreună cu Doina și cu Ion Aldea Teodorovici și plângea. Burta la gură, dar da, așa... Dar era acolo și lupta limba română. Și nu trebuie să uităm de istoria asta, pentru că ne reprezintă, totuși suntem mai un pic mai cultural, un pic mai educați, așa să spunem, datorită lor, datorită oamenilor care într-adevăr au luptat pentru limba română și pentru rădăcinile noastre. Asta este un discurs foarte fain pentru generația TikTok. Let's go! Da, eu sper că pe noi ne privește cineva din generația aia. Sper și tare zici, și da. Nu știu cine asta, dar de să ascult, de să văd cine, dar de să văd istoria, dar de să văd de unde s-o luat, dar de ce mă stăm cântă astăzi piesa asta. Revenind la versurile, sau de fapt la eroul acestei piese, care este Mihai Eminescu. Da. Eu am o mică provocare pentru tine. Ok. Poezia ta preferată de Eminescu. Două catrene. Două catrene și eu de... Profesoara de limba română, zic, băi, băiete, dai pe tine, te-am învățat, de ce mă dai de rușine? A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din Rude Mare în Părătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, precum... Fecioara între sfinți și luna printre stele. Între stele. Uite, dacă cinstit, eu poeziile foarte greu le memorizez, mi-mi place să le citesc, uite, foarte greu le memorizez. Ok, cum memorizez piesele? După linia melodică, uite, sincer, chiar și la piese, știu multe piese, dar le memorizez linia melodică și nu știu, cred că eu de când mă țin minte, din liceu, destul de greu memorizam versurile, dar uite, dacă era o piesă de cântat, primul. Yeah! De unde te inspiri? M-am inspirat de la... Adrian Păunescu, iarăși, memorie de pește, dar are o poezie în care spune și prin ochii mei simt cum ochii ei plâng. Și îmi pare că am și o piesă în care m-am inspirat aproximativ, am scris ceva de genul pentru că mi s-a părut atât de bună duma dată și am zis că oamenii n-au nicio idee că există. În afară de poezie, unde mai cauți sau găsești cărți, inspirație? În cărți. Uite, de exemplu, m-a inspirat foarte mult Alchimistul de Paulo Coelho. Aha. La general, cartea m-a inspirat în viață să fie o variantă mai bună de mea și să-mi permit totuși să las copilul ăla visător să fie ca o busolă în viață. Stai. Copilul ăla visător să fie ca o busolă. Asta trebuie să fie un citat. Ghilimele, știi? Mark Stem, în paranteză. Mersi mult. Pânză de Păianjen, dar uite, am uitat autorul. E o carte foarte bună. Chiar carte și eu, deci, efectiv, eram tu citești. Pești la gură. Tu citești. Citesc, dar uite, anul ăsta țin scopul sunat. 24 de ani, tu citești. Da, încerc și eu, pentru că
vreau și eu să fiu mai educat, vreau și eu să inspir educația celorlalți. Uite, pe locuri mai ești competent, dar nu, sunt și eu om, știi? Tu ești amator de house, eu doar în house știu să stai. Tu ai sângele fierbinte, iar eu doar în Instagram. O să îmi descoper coții, ca să-ți fie totul clar. Nu încerca să te apropii, predestinat să fiu în par. Și tot ce pot să-mi oferi acum, aș aprecia, dar nu. Tu poți să-mi dai numai emoții, dar pentru mine lipsa lor e una tu. Nu e ritmic, dans, nu e foc, nici dar stau în fața mea și aștept să fac eu al doilea pas. Să te conduc spre ușă, oare nu vezi că-s din cenușă? Nu e sex, nu e caz, nu e chef, nu e haz. Dar în fața mea și știu să fac eu al doilea pas. O viu doar pe jumătate, oare nu vezi că și-mi pare? S-au scris admiratoarele sau, nu știu, fanele, gen că uite, eu includ piesa asta numai când fac sex cu iubitul meu. E o piesă din asta de sex. Nu sunt de acord. E o piesă sub care se poate de făcut sex. Mi-au spus câțiva fani, mă rog, mai adulți așa la ureche, știi, mă, piesa asta la sex. Și de bine merge, știi, și eu zic, mersi mult, nu m-am așteptat. Și îți dai seama că înainte dinsu a trecut un copil de 12 ani, în spatele lui iar un copil de 11 ani și vine el și... Măi, tot dacă vorbim despre sex și despre sexy, tu ai alura asta de băiat cu minte, care învață bine, nu știu, la școală te-ai fost eminent? Nu chiar, dar eram șmecheroi, cum așa spune, adică găsăm soluții să am și eu un 8 pe semestru. Cel puțin arăți, pe lângă faptul că na, ești frumos, sexy și mai, dar arăți din asta care stă prin biblioteci, știi, ca să nu-ți zic tocilar, zadrot, da. Aparența asta de tocilar, ți se pare sexy sau nu? Nu, eu în primul rând, nimeni nu mi-a spus că pară tocilar. Dar nu vorbim de aparența ta. Dar eu cred că e sex într-o oarecare măsură, știi, aparența asta de tocelar, de om care cunoaște multe. Nu știu, asta vorbim de la fată la băiat, dar dacă vorbim de la băiat la băiat, știi, dacă vezi un om mai tocelar, mai are cunoștințe, da, știi foarte multe, la mine se trezește sentimentul de admirație, știi, și cumva mai mult tac și ascult, știi cum, dau întrebări, mie chiar nu mi-e rușine să zic, băi, sunt prost, nu știu. Ce înseamnă asta? Că ai spus tu ceva mai înainte, ce înseamnă? Ne explic și mie, te rog frumos, că nu știu. Nu, eu sunt așa mai nebun de fel, dar înainte, la interviuri, cumva mă pierdeam și mă emoționam atât de tare că, știi, eram așa sfriit și încordat. Sunt, era un început. Da, era un început. Și trebuia să te obișnuiești cu asta. Așa. Revenind la partea sexy, pentru tine, într-o fată, ce este sexy? Ui, numai nu spune sufletul, te rog. Nu. Adică și pe tine te excită la o fată. Bun, și te excită, fizic. Asta logic, fizicul te excită. Ok, dar, anume. Dar, uite, fizicul, după experiența mea, fizicul nu e destul. Știi, adică poate fi eu o fată, hai spunem, mă rog, asta o suni cam mesogen un pic, 10 din 10, dacă este mamă frumusețea fetelor. Să nu ne atacați, vă rog, noi aici vorbim... Dar vorbim despre gusturi. Da, exact, gusturile nu se discută. Exact. Sau vorba așa, în gusturi nu te cași. Exact. Uite, am observat eu că fata poate să nu fie, știi cum sunt de astea, pompoasă, doamne ferește, tu ești la dânsa, model, da? Uite, păpușă din astea, păpușă, da? Păpușă, da. Uite, de exemplu, pe mine nu mă atrage asta atât de tare, pentru că cumva înțeleg că poate după fațada asta nu se ascunde nimic, știi? Și eu nu sunt genul de om care, știi, dezvorbim mai direct, dar gen chichi-chichi și ceau-cacau, știi? Așa. Nu, nici într-un caz ăsta nu e... Tu ești omul care se implică. Nu stă în felul meu să nu ești pentru one... Adică nu ai putea un one night stand și hai pa.
Ei, cum zic? Să mai întâmplă. Poate se întâmplă, știi, dar nu, nu, eu, de exemplu, țin foarte mult la partea feminină, totuși inspirația mea, e sursa mea de energie, și pentru că le respect, le apreciez, le iubesc, le stimez, iar mă repet, și le venerez. Pentru că fără femeie cine o face? Viața ar fi... Da, care? Viața nici n-ar mai fi. Ce face? Da. pentru tine, cine este, hai să zicem, aproape de idealul fizic ale unei femei? Din vedetele de Chișinău, București. Din Chișinău, București, da. Mie da. Îmi place Ina, și mie îmi place Antonia. Și Antonia tu? Are o personalitate iarăși uimitoare. Nu, personalitate. Nu, pe lângă un fizic foarte frumos și atrăgător. Așa. Are și o personalitate foarte atrăgătoare, uh-huh. Știi, tot e glumeață, e dezghețată și știi cum, ăsta e ca, nu știu, ca un complus, știi, ca un bonus, știi, pentru ea, e foarte atrăgătoare. Uite, de exemplu, de la noi, de exemplu, am o admirație foarte mare față de Aliona Mun. Dacă tot vorbim despre fete, uh-huh. Despre relații, nu știu ce, mi-e interesant, acasă, la tine, mama, te mai împunge cu tot felul de întrebări, of, măi, Marius, dar cum te dezmeartă, apropo, mama? Marinica. Of, măi, Marinica, dar când te însori tu, când te punem tine la loc? Eu abia cu 4 luni am ieșit din relație și mi-am pus în plan până la 30 de ani, nici să nu aud. Mi-am recapătat liniștea, pacea sufletească și libertatea sufletească și cumva acum țin atât de mult la dânsa și nu mă refer la faza că na, pot să mă duc să mă văd cu alte fete, dar mi-am recapătat libertatea artistică. Care? Au Ionel, da, numai ca să trebuie un picioare să stai. Lasă-mi așa! Love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let it steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can last forever. We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. Hi, brother Louis. Let's go! You're no good, can't you see? Brother Louis. I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks her heart. Brother Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis. Da. Only love's paradise, so she's only looking to me. Ce frumos cântă. Ce alt gen de muzică tu l-asculti? Care ai zis că nu, Mark Stam n-ascult așa ceva, cu siguranță. Care n-ascult, cu siguranță. Nu, care l-asculti. Care l-asculti, dar aparent ai zis că nu, Mark Stam să asculte așa ceva, nu cred. Uite, ascult rock metal. Retro e una din ele. Da. Uite, îmi place rock metal. Shatunovski, de exemplu. Cine? Șufutinski sau Shatunovski? Păi, adică șanson. Asta e șanson. Da, genială piesă și genială. Lasca voi mai, apropo, îmi place foarte mult și am mă lipsit de la taică meu, el a fost fan foarte mare și... Ai cântat foarte bine, ai cântat ca el, ai cântat impecabil. Fă-mă fericită și vină în echipa mea. Ascult rock metal, uite, Avenged Sevenfold, Limp Bizkit, dacă știi de Limp Bizkit. Da, Limp Bizkit eram și eu fan. Albumul nou l-ai ascultat? Nu. Bombă! Da? Bombă! Are o piesă, se numește Barnacles. Ești cumva dedicată tuturor lipitorilor, știi? Aha. Și numai decât o să-mi fac și eu un tatuaj, știi, cu Barnacles, care o să fie și în cinstea trupiei Limp Bizkit, pentru că eu cumva am descoperit cu albumul ăsta nou
și m-am îndrăgostit total. Deci tu ești gata să-ți faci un tatuaj în cinstea trupei Limp Bizkit. Păi cum m-a ajutat să trec peste o perioadă destul de, uh-huh, de nasoală. Deci pe bune tu-ți faci tatuaj. Da, dar eu am. A, tu ai. Da, eu am 3 și mai urmează. Mama, îmi pare rău. Deci eu reacționat acid cumva când am aflat că două săptămâni de discuții. A, tu ai negociat cu ei? Nu am negociat. Mama, nu. Ia cât aveai. Nu. Bă, ăsta au venit mai mare și cumva la asta au fost foarte multe discuții. Gen după două săptămâni, eu cum eram, salut, mamă, ce faci? Ai, chiar ți-o trebuie să-ți murdărești corpul? Și zic, mamă, eu nu fac care este, tu știi, el fac, mă pantuiesc. Dacă e să pui un raport, nu știu, muncă și talent, la tine cum e? Eu cred că merge cot la cot, pentru că adică 50 la 50. Da, pentru că dacă avea să mă bazez doar pe talent, nu cred că avea să facem interviul ăsta. Dacă n-avea să, de eu de exemplu, uite, în talent nu cred. Eu nu cred că tu te naști cu anumite abilități. Eu cred că de mic tu găsești frumosul în ceva anumit și ca un magnet te tragi spre el, uh-huh, și dacă și mai și tupeist, eu sunt foarte tupeist de fel, știi, dacă mi-am pus în plan, nu, asta trebuie să se întâmple. Oamenii tupeist care nu sunt tupeiști ar fi putut să ajungă, dar nu o să ajungă pentru că n-au coaile cele. Eu sincer am văzut și cazuri de genul în care chiar, uite, lipsea un pic, cum ai spus tu, de coaie, da, dacă totuși vorbim mai liber deja, cred, uh-huh, că fanii noștri o să ne ierte, dar e discuții la liber. Asta e cuvânt index, apropo. Da. Sunt foarte multe înjurături index, așa. De asta nu s-am câte să le spunem. Poți să-mi dai și cerul, poți să-mi dai și ochii, dai ca-i vrea, dar nu vei vedea pustiul timp privirea mea. Că poți să-mi dai și lacrimă, să alunece pe gât ca un cuțit și să mănânce bine că tu plângi lângă mine. Și ard 1000 de vise pe minut, tot ce-am plănuit să avem, dar n-am avut și te simt acut. E vina mea, vina mea, că eu sunt așa. E vina mea, vina mea, tu să mă străpungi cu ea, să bați la nesfârșit inima care s-a oprit. E vina mea, vina mea, că eu sunt așa. E vina mea și te las tu să mă străpungi cu ea, să-mi bați la nesfârșit inima care s-a oprit. Imaginează-ți că tu ești ministrul culturii, mm-hmm, Republica Moldova. Mm-hmm. Care ar fi primul ordin sau ce ai face tu ca Moldova să aibă mai mult succes în domeniul muzical? În primul rând aș finanța totuși, măcar să aș găsi niște bugete ca să putem să le oferim studiourilor. Uite, de exemplu, în alte țări se oferă dacă ești la început, mm-hmm, mă rog, în România e mai greu, dar... Mm-hmm. Poți să obții finanțări în care, nu știu, ți-ai dat o anumită sumă, oricum ești verificat că într-adevăr îți ai echipamentul necesar și tot faci doar pentru muzică, pentru studio. Uite, aș începe cu asta. Doi la mână, aș organiza mai multe concerte, pentru că oamenii, artiștii, de fapt, au nevoie să se exprime prin concerte. Marc, mersi! Am ajuns la destinație de unde ne-am pornit. Bine, mersi, în siguranță, da. Dar tu îți făceai griji. Nu, eu avem da, încredere în tine. Da, eu te simțăm, eu să așe, ți-am spus, asta e instinctul meu. Îți vine și să apeși tu frână sau accelerare și să-ți volanul să-l întorci. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația. A fost plăcerea mea. Și baftă, multă, multă baftă, în primul rând, cu lansarea albumului, care cu siguranță toată lumea l-așteaptă. Mersi foarte mult. Și ne vedem data viitoare. Cu mare, mare drag. Mai repetăm. La car, share, subscribe, like și așa mai go, departe. Go, nu uitați! Da.